जिसके साथ वोटिंग लाखों लागू कर रहे Este un hotel aici. Da, există un hotel aici. Există acest poligon. Al treilea de la care
passar na altura aqui na área. Se o mal punem tot cu timpul, cel puțin m-am ajuns cu altul, putem să desenăm acel poligon. Ai trebuit? Ok. Mai trebuit, Lidian? După aia pui textele sau ce este acolo? Da, da, da. După aia cum vă zicem acel punct de acolo, o să spunem că mi-era obiectivul, putem să facem un lucru de față, și da, acolo la edit, putem pune ce fel de clădire e, de locuinte, de birou, de... Sunt mai multe opțiuni. Alegem opțiunea potrivită pentru acel punct de interes. Și cum se validează asta? Este de moderator. Sunt moderator. Și la un final, cum la mine, sau te duci? Nu, dar poate te duci. Tu ai un editor. O să vină un editor care are mai multe editori. Care are... Tu dacă fă prima dată, dar tot să intre în moderare chiar pe YouTube. Și pentru toată îți apară, trebuie să vină un moderator proaste, se cheamă, adică Google are cumva în România, că trebuie să și eu, așa, și îți aprobă sau nu ceea ce vrea adăugat acolo. Dacă este bine și este corect conform unor reguli de bază. Deci nu știu dacă până la urmă, dar să nu vrei să fii mai acolo cu trebuie sau nu. Cred că ați fost fiți un scris până la urmă. Deci, asta e ca un fel de punct de interes. Deci nu se trebuie să fii plătirea așa, dar să încheia și a fost fiți acolo ca să nu fie plătare. Rolul moderatorului este să știe dacă ai clădirea acolo sau doar dacă ai introdus datele aparent corect? Rolul moderatorului este așa de a desena cât mai bine și eventual dacă nu e sigur că ați obiectiv este nu. Trebuie să întreabă, e sigur că aici este un fel de comentarii. Pot adresa o întrebare. Ați trebuit să răspund între timp când ați spus și sunt convins că acolo e hotelul cu tare, deja a fost desenat corect acel obiectiv, o mențin acolo. Da, da, întrebări. Ce faci? 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 Ce și atunci se poate lucra numai. Iar doar, cum se dă să te decurați să se poate în drumul? După momentul să duci să... A, nu, deci, la unui tipul de drumuri, un tip de lume drumuri și curarea drumului. Sunt drumuri care sunt alte care nu sunt tare, drumuri galbene care sunt minor și mai sunt și portocalii care sunt major și care pot să fie și bulevardă, o să fie și mai departe. Nu-i dat o idee, deci nu. Da, era alt de notare, însemna că Dario nu este mai mult altă, mai sunt portocalii care sunt major. Să aveți un loc de spații. Un loc de spații. Da, dar eu știu, deja, România, dar acum pot să faci rute de diverse orașe din România. Ceea ce până acum nu era posibil. Era puțin, pentru că vorbim acest lucru, dar nu știu, așa, dar am dat câteva orașe de România și colegii. Ok, drumul, așa cum spuneam mai devreme, drumurile și orașele avansam la două luni de direcția colegiază, deci, ca să zic așa, ceea ce avem de sistematie, ce era pe cumpărul Marmecă, pe ziua de anuare. Este așa. Singurile care se acelează mult mai des, sunt de interes, cum apar cam la două săptămâni. Cam asta, vă mulțumesc foarte mult pentru că ai ceva pregătit pentru zi? Cum nu știți fie, mergea puțin de clasă și de Google, adică am văzut o chestie. Eu până la urmă, asta era la apar la Google, dar nu te urcați, școala este pe Google, nu mă apară, dar pe Google Search, poate apare, dar apare dacă nu conținut din Google, adică apare o hartă acolo, o orașul pe care caută o altă obiectivă de interes. Dar nu-ți orașul acolo, mai puțin obiectivă de interes. Am văzut, de exemplu, dacă dau, nu știu, călătorie București și dacă sunt pe Google Maps, călătorii setate în București, îmi apar primele rezultate. Cum fac să apară rezultatele?
Ideea e că cifrele fitness sunt atât cum tolerate de Google pe net. Adică, tot trebuie să nu spamezi sistemul, ceea ce în adăugarea de fitness. Să poate puțin moderatori care au lucrări foarte mare și foarte conținte care vin și pun tot de necesită, așa cum a spus foarte bun acolo. Dar pentru business, există un combat local business, care încă nu sunt atât în nivelul de România. Am văzut de tot, cred că foarte bun acolo cu toată. Da, pentru tot. Dar nu sunt din tuta la fel, că combat local business este cu bani și la e cu bani. Da, e cu bani și din cauza asta, de-aia tot ce a adăugat business Google Maps va dispărea automat, adică nu neapărat pe setul moderator, ci la toate Google. Și vă le va spune, știți, setul pe la Google Maps, dacă vreți să aveți prima pe site, ar putea. Întrebări? Cam cât îți iasă editezi în oraș de 50 de mii locuitori? Păi, de exemplu, m-am apucat de Alba Tine și am fi spus așa, am apucat să fac 9% din el, 90% și cred că m-am luat 2-3 zile, așa. A doua sunt 80.000-90.000 de locuitori. Dar folosești o hartă care o ai deja? Da, avem o hartă de funcție, o hartă pe patrimoniul orașului, de genul ăsta. Acolo am văzut că trebuie să fac ultima stradă de funcție. A, deci nu ai proiecte pe fără? Nu, n-ai înțeles. Asta era o foto, o imagine. Nu era o chestie care se fac overlay peste harta respectivă. Da, deci overlay pe centralizare, cum vorbim de și pe strada și... Da, exact, așa am făcut. Eu aveam o hartă lângă mine de la orașele care au acest overlay, de la orașele care au anul de zile de mii de locuitori. Și așa am desenat, străzi orașe, bulevarde, drumuri europene, ce s-a întâmplat. Care este la nevoie care face o casă pe punct? Asta am văzut și cu un hotel, ce altceva? Ce da, am fost străzile, în primul rând, de la cea mică la cea mai mare. Și mai sunt de interes. Eu m-am lăsat foarte mult pe drumuri. Dar ce am adăugat, am avut 2-3 hoteluri, 2-3 primării, acolo unde te-am venit, să mă avem cu părinți și în Târgu Jiu de la Sfântul de Roș. În alte orașe m-am băgat la punct de interes, că chiar nu știam și n-am avut bărbat cu Sfântul. Sfântul și Sfântul? Da, există stafta, dar după Sfântul de Unite, există atât de posibilitate în care tu, dar tu știi că de numărul respectiv, vale de întâlnic, poți să-l marchezi ca mergând de la punctul A la punctul B sau de la punctul B la punctul A. Iar dacă străzile cu bulevarde de drumul ăsta vrei cu un coar sau un pe mișto, se trează două peni, adică un ben de o bandă pe o teferică în ten și cealaltă bandă paralelă cu ea pe cealaltă. De la recupera cu bandă. Ok? Nu, momentan în România, practic nu există, pentru că nu este sensă pe bulevarde care să preia aceste informații. Nu este cameră de la PT care exact cum are poliția română, este genul ăla cum se putea, dar încă în România nu funcționează așa. Păi era cam asta de tot, dar oameni cu 10.000 de grupe circulații și pe drumul respectiv. De tot studiile care folosesc optimizare de rute, dau, de fapt nu folosesc camere sau altceva, dau o viteză de circulație medie pe drumul respectiv. De exemplu, știe că pe Splaiul Unirii, la ora 13, se merge cu 5 km pe oră. Și știe că de la Unirea până la Aeroport face 100 de ori. Da, deci cam așa se folosește, dar cartea cu camerele sunt mai evoluate și de obicei. Bine, și mai sunt niște lucruri din verificare ce le-am atât la trafică și pot să spună cu aia cât de încărcat. Dar aia aș pe bani mulți, de obicei. Da. Sorry. Any other questions?
De ce cu expert pe Google Maps? De ce faci? Prima dată am făcut trei Google Maps înainte de ceilalți în România și m-a plăcut, așa m-am putut într-o fără, dar n-am practicat, deci de tot am văzut, chiar nici. După aia, la două, trei zile, am primit un, de la Google, un instrument în Europa de Est, Google Maps mai care este disponibil. Și am făcut desenez numai din pasiune, că când eram din Google, deteneam harta orașului, bine, că deteneam vreau de la partea a doua, dar nu să fac fel. Din cauza asta am făcut desene și pe Google Maps. Ei. Îi știi pe ceilalți care sunt transit din România? Da, știu părintele. Pentru că am avut o prezentare pe patru noiembrie în București, la Marte. Și acolo am fost cu părintele, mi-am fost cu părintele. Mai bun? Eu, da? Eu. Bun, deci noi am primit un concurs pe care organizăm domnul cu Traficro. Săptămâna asta este transmitare în anagram site-ul videomax.ro. Dacă vă înscrieți la concurs și dați un feedback al site-ului videomax.ro, pentru care e cel mai bun răspuns, este o carte pe tema SEO. Deci, sugestia noastră este să urmăriți ce o să se întâmple pe comunitatea cu Traffic Ro și o să vedeți acolo un popor, se realizează după crea cu noi, dacă vreți să dați feedback-ul noi stai. Acum o să fie o pauză de 10-15 minute. E o listă pe care fie prezentă, dacă vreți să plecați, ne-am apreciat dacă vă ați fie prezentare pe primă. 20-15 minute. Ok.